Bună ziua, domnule Mircea Lucescu, mulțumim mult de tot pentru acest dialog. Aveți mereu un program foarte, foarte încărcat și o să încercăm și noi să nu ne lungim. Aș vrea să încep cu o rugăminte, să ne întoarcem doar o idee în timp. Un an și ceva de când a izbucnit războiul din Ucraina. Vă reamintiți acel moment, că probabil a fost un șoc pentru dumneavoastră. Efectiv, război a început atunci, dar de fapt în 2014 a început această dispută pentru teritoriu între Ucraina și Rusia. Cu povestea Crimeea. Cu povestea Crimeea și cu Donbass-ul, tot bun Donbass-ul a fost. În momentul acela noi am fost obligați să ne mutăm la Kiev, unde timp de 2 ani am stat în hotel și unde ne-am jucat toate meciurile în afara Chievului, pentru că nu era orașul nostru. Am jucat bala la Lvov, la Harkov, la Odessa. Am trăit mai mult în avion. Pe vremea aceea se putea zbura pe teritoriul Ucrainei. 2 ani de zile destul de dificile. După care, sigur, în 24 februarie, ne pregăteam pentru începutul campionatului, prima etapă de campionat, din returul campionatului. Făcut antrenament în mod normal, seara și noaptea am auzit niște buituri. Am crezut că la început că e un tunet, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Efectiv, am adormit din nou până dimineață, m-a aflat că de fapt orașul a fost atacat cu rachete. În momentul acela, sigur, viața s-a schimbat complet. N-am mai putut să mai jucăm partea a doua a campionatului. A trebuit să ne retragem, să venim în Europa. Am făcut acele meciuri pentru pace în toată Europa, pentru a atrage atenția lumii de ceea ce se întâmplă în Ucraina și de faptul că noi, ca sportivi, nu ne puteam face în continuare meseria, nu puteam să avem o activitate competitivă. În sfârșit, după o perioadă, ne-am reîntors în Ucraina, s-a decis reluarea campionatului. Era și normal, pentru că viața trebuie să continue în orice situație. Iar oamenii au nevoie și de această parte sentimentală, emoțională, care reprezintă sportul. Atunci, din păcate, trebuie să jucăm fără suporteri, fără public. Deja mai mult de un an de jucăm fără public, ceea ce nu ne avantajează niciun fel. Noi ca sportivi și clubul ca atare, deplasările foarte, foarte dificile, fără avion într-o Ucraina foarte întinsă, deplasările au devenit dificile, cu trenul, cu autobuzul. Să dau un exemplu acum pentru meciul cu Salonic, cu Ari Salonic. Am plecat din Kiev. Am făcut 23 de ore până la Salonic. Am plecat cu trenul de la Kiev până la Cernăuț, 13 ore, 4 ore de la Cernăuț la Suceava, bineînțeles și Cipama, și încă 2 ore și jumătate până la Salonic. Am plecat luni la 8 și jumătate seara și am ajuns marți la ora 6 și jumătate seara. Vă dați seama? Într-o pregătire făcută pentru o competiție europeană. De aceea am renunțat să jucăm această duminică cu Olimpiada, pentru că nici nu mai aveam timp să revenim. Dar după acest meci, din nou, drumul spre Chișinău, de la Chișinău la Odessa, și meciul se joacă la Odessa cu Cernul Mureț. Deci în condiții foarte grele, dar nu doar aceste condiții sunt cele care ne fac să spunem că nu e un campionat anormal, ci și faptul că se joacă în condiții de stres. Se pot întâmpla oricând pericol.
sigur, în timpul antrenamentelor, când se dă alarma, este obligat să ieși de pe teren și să te duci undeva la adăpost. În timpul jocului, au fost multe jocuri care s-au întrerupt și s-au reluat după 10 minute sau o oră, depinde cât a ținut alarma. Mai sunt și momentele acelea din început de partidă, când se păstrează un moment de reculegere pentru cei care au murit pe front și în care îți vin în minte toate grozăviile războiului, tot ceea ce înseamnă mizeria războiului. Și după care, la câteva minute, trebuie să începi o partidă, un joc de fotbal. Deci, vedeți, condițiile sunt foarte grele, dar pentru asta trebuie să admirații și băieții care au rămas acolo, pentru că mulți au plecat, în general străini au plecat, au revenit alții acum în ultima perioadă, după ce s-au mai stabilizat lucrurile, dar în general fotbalul ucrainean a pierdut foarte mult prin prisma acestei situații, de a lipsa suporterilor, la jucăm doar meciurile internaționale cu suporteri și în general suporterii echipei adverse, în niciun caz suporterii noștri. E și motivul pentru care am venit să jucăm acest meci la București, pentru că anul trecut am jucat la Lodz și Cracovia și era foarte departe de Ucraina, unde trebuia după două zile să jucăm campionatul. Aici am câte 7-8 ore. Aici avem suporteri dumneavoastră. Nu e vorba de suporteri. Avem avionul de la București la Chișinău și de la Chișinău mai ușor ajuns în Ucraina. Pentru că trebuie să ții cont de distanțe, pentru că etapele nu se schimbă, datele jocului nu se schimbă, rămân aceleași. Doar pentru noi poate să fie drum mai lung sau mai scurt, depinde de unde suntem. Deci e o situație foarte, foarte dificilă, dar este întâmpinată de către suporte online, într-un fel, de către mass media, cu destul de mult curaj și atenție, pentru că lor ca sportul să nu moară. V-aș mai întreba ceva, domnul Lucescu. Ați menționat acea zi pe care văd că nu o uitați, deci da, care v-a rămas în minte. Nu erați, să zicem, acolo totuși un om de rând. Sunteți cineva acolo. Aveați așa semnale sau zvonuri că ar urma să se întâmple? Nu trebuie eu să am. Eu mă ocupam de sport, în niciun caz. Adică să vă fie atras cineva atenția? Cum să atrag atenția? Că nu credea nimeni că se poate întâmpla așa ceva. Și-ți aminte și declarațiile care s-au făcut imediat după acel început de invazie. Bărbătește, vă întreb, dacă ați dat anul ăsta și ceva înapoi, ați mai luat de la capăt? Ați face același lucru? Da, nu știu, nu se pune problema întrerupere, cum am stat o perioadă foarte bună în Ucraina, când cu Shakhtar Donetsk am câștigat tot ce se putea câștiga. Am stat o perioadă foarte bună, un an de zile la Dinamo Kiev, într-o perioadă în care se schimbau generațiile, construind o echipă tânără. Deci au fost momente foarte bune. Nu puteam. Există și o responsabilitate individuală și o obligație a noastră, a tuturor, că atunci când lucrurile sunt dificile, să fie acolo. Atunci se vede la greu, se vede cine este alături de ceea ce se întâmplă acolo, de oameni și de situații. Deci nu puteam să-mi permit să nu rămân în continuare. Că foarte multă lume m-a întrebat de ce ai rămas. Și eu, pentru că, într-adevăr, este o obligație, nu numai profesională, umană, în primul rând. Fotbalul este o aventură umană în toate astea, pentru că treci de la o stare de spirit la alta, de la victorie, la înfrângere. Deci am considerat că a fost un moment de înfrângere așa sportivă și că trebuie să rămâi, să rămâi ei, să treci peste ea și să lași lucrurile să fie în regulă. V-a fost vreodată frică? Nu, eu nu sunt un tip fricos în general. Dar se poate întâmpla orice. Nu. Depinde de capacitatea noastră de a anticipa lucrurile. Adică asta înseamnă o acumulare extraordinară de experiență care îți permite să anticipezi niște lucruri, deci, și care le poți judeca.
le poți analiza și iei măsurile necesare pentru asta. Deci nu m-am lăsat niciodată împins de frică. M-am lăsat, da, poate spun niciodată de instinct, dar de frică niciun caz. Momentul cel mai greu, mai dificil pe care a trebuit să-l depășiți? Nu, sunt momentul în fiecare pas. Fiecare, cum se spun eu, eveniment care se succede în viața noastră, echipe, a mea, jucătorilor, toate. Sunt momente extrem de dificile. Bănuiesc, de exemplu, dacă ești la un antrenament și încep să sune alarme, cred că este groaznic. Băi, asta e, sigur. Între timp ne-am obișnuit și cu acest lucru. Să sperăm că se vor termina această stare de panică pe care o creează permanent și alarma și eu știu, și dronele și rachetele și toate astea. De un moment dat se vor opri toate, pentru că cineva, toți împreună ar trebui să găsim o soluție pentru ca lucrurile să termine. Cum e viața dumneavoastră acolo? Pentru că vrei, nu vrei, când mergi la antrenament sau când te duci să-ți iei pâine... Nu, eu nu vreau, dar eu stau în centru. Dar probabil ați văzut o clădire bombardată, o clădire... Bineînțeles, o școală mai distrusă. În afară, în ultimul timp a fost mai bine apărat și nu mai puține distrugere. În schimb, în toată Ucraina, aproape toate orașele au fost atinse de rachete. Bine. Nici eu nu știu cât voi putea rezista, pentru că așa am ceva în multe vârstă și sunt mari dificultăți în ceea ce privește trecerea de la un meci de campionat intern, un meci internațional, destul de dificil. Singurul lucru care mi-l doresc este să se termine odată toate lucrurile astea, pentru că ne face tuturor rău, nu numai celor de acolo. Vorbesc de oameni care s-au dus, care au murit chiar și la club. Am avut o problemă cu duminica, a fost între jucătorii mei, timp ce până și dreapta, m-a anunțat dimineața că mă rugă să plece acasă, pentru că fratele lui s-a întors de pe front, mort. Un frate care avea o familie, o soție, 30 de ani, fratele, avea o soție și doi copii. Care i-am dat voie, bineînțeles, nici nu s-a pus problema să nu lasă plece. S-a dus, s-a stat la înmormântare și urmă s-a întors și a reluat activitatea normală. E foarte greu. Chiar și un angajat parcă al clubului, nu știu dacă era masion sau ceva. Angajat. Bine, asta nu, eu vorbesc de jucător acum. Spuneți-mi în toată perioada asta că deja avem niște nume care sunt de rezonanță mondială. Klitschko, președintele Zelenski. Ați avut vreodată vreun contact, transmis vreun mesaj, ceva? Nu, sigur, l-am cunoscut pe președintele Zelenski atunci când a fost instaurat în funcție. A venit chiar la noi la bază, a dat câteva medalii în poștelor jucătorii care au performanțe importante în fotbalul ucrainean. Atunci l-am cunoscut, nu s-a stat cu el puțin. Dar atâta, nu? Fiecare își face treaba lui acolo unde este. Klitschko, un mare sportiv și el. Și el, un mare sportiv și el. Îmi vrea și noi să avem la un moment dat niște suporte, să stimuleze puțin și jucătorii și atmosfera. Da. Nu e simplu să faci sport de performanță fără ajutorul suportului tău, că până la urmă cred că ei sunt cei care beneficiază foarte mult de ceea ce respectiv sportiv fac pe în activitatea lor. Pentru că stârnesc emoții și pentru că mi-e foarte mult entuziasm, stări sufletești extraordinare. Ce sperați acum? Aș întreba pe... În mintea dumneavoastră, cum vedeți că se va desfășura? Nu vreau să discut despre lucrul ăsta, pentru că nimeni nu poate să știe.